Nichita Stănescu, când, mă rog, venea cea cu Dungăruce, cum mă filmase, era prezentă, prietena noastră care e Dungăruce, pe care a dormit, solicitam să-i dau niște col de scris. Și eu nu aveam col de scris, n-aveam ce să scriu. Și a zis, maestre, vă dau niște pungi de 5 kg. Pungeam, nu? Da, asta era, e adevărat, nu, nu e glumă, nu e bani. Și bineînțeles că după un timp de obosit fiind, când se retrăgeam și sunt spre casă, uita pungii acolo. A doua zis o trezit când venea, era rătună. Și așa au părut foarte multe volume de acolo zică. Să vă spun să vă spun o întâmplare, apropo de negustori. Eram cu fata mea în Grecia și undeva, asta prin anii 90, la început, undeva la templul lui Poseidon, era o cârciumioară prăvălită în mare, absolut senzațională. Ne-am oprit acolo, eu m-am băgat în apă, am văzut apa absolut extraordinară și limpede și clară și caldă și plăcută. Am venit după o jumătate de oră, o oră cât am stat. Eram un grup de turiști. Pe masă se consuma, se iau tot felul de oase, de pește. Zice, mă așez lângă fata mea și vine ăla și zice lui, zic, calamari a la romana aveți? Și se uită la mine așa de sus. Nu răspunde, zic, calamari a la romana, ringuri, Ana, aveți? Nu răspunde, zic, vorbiți engleză? Da, aveți calamari a la romana? Se uită la mine și zice, vreți dumneavoastră? Da. Bine, și cu motra asta pleacă. Eu n-am înțeles nimic, vor fi stricați până îi decongelează, până... Și fata mea era în fața mea, ușițele de la bucătărie erau în spate acolo, ca la sălun, așa. Peste 5 minute să deschid ușițele astea, au văzut pe fata mea că se uită la... Mă întorc și îl văd pe unul în costum de scafandru cu arcul, se ducea să-mi aducă calamari. Nu putea să-mi spună că nu are, pentru că erau acolo. N-am mai putut vorbi cu nimeni, am rămas absolut, absolut interzis am rămas. Deși nu știam că ei sunt calamari acolo, vă dați seama. Nu putea să-mi spună că n-are. Vreți neapărat, iar fac baie. Da, atunci s-a îmbrăcat. Așa e cu negustorii.